Bună ziua! Mă bucur să ne vedem la probabil una dintre cele mai importante dezbateri de până acum. E o dezbatere pentru care am muncit mult timp de la preluarea mandatului, dezbaterea referitoare la trecerea la un nou mod de tarifare pentru salubrizare, pentru persoane fizice, practic de la trecerea de la taxare, de la taxă, la tarif și la principiu plătește cât arunci. Avem acum în dezbatere o serie de tarife trimise de către operatorul de salubritate, tarife care, analizând și alte sectoare, alte cazuri similare, consider eu că în acest moment merită supuse dezbaterii. Este important pentru toată lumea să înțelegem că vom trece de la taxarea individuală, asta înseamnă că toată lumea plătește aceeași sumă, indiferent cât gunoi produce, la tarifare. Tarifare înseamnă că fiecare va plăti cât gunoi aruncă în funcție de fracțiile existente, fracțiile, adică părțile din gunoi care sunt relevante. Avem așa numita fracție umedă, care este gunoi, în mare parte gunoi menajer, și fracția uscată, care conține deșeuri din ambalaje, sticlă, metal, plastic, hârtie, carton. Și aceste două fracții sunt fundamentale pentru a reduce gunoiul depozitat și gunoiul depozitat care nu poate fi folosit altfel și nu poate fi reciclat. Este clar din punctul meu de vedere că o taxă, aceeași taxă pentru oamenii care colectează separat și cei care nu colectează separat, nu produce efecte. Din acest motiv, încă de la preluarea mandatului, am spus că vrem să schimbăm acest mod și vrem să schimbăm nu doar pentru că așa
crede acest primar, ci pentru că așa prevede legislația europeană și legislația românească. Sunt două principii. Una, poluatorul plătește. Asta înseamnă că nu pot eu să plătesc pentru altcineva care poluează și produce deșeuri. Și al doilea principiu important este plătește cât arunci. Cine produce mai mult gunoi, plătește mai mult decât cel care produce mai puțin gunoi. Suplimentar față de aceste lucruri, am vrut să introducem un stimulent pentru cei care colectează separat, în așa fel încât fracția uscată practic să fie foarte aproape de zero. Asta pentru că din punct de vedere legal nu putem subvenționa 100% așa ceva. Iar fracția umedă va fi plătită integral. Pe lângă cele două tarife, a trebuit să adresăm și situația în care existau persoane care nu vreau să încheie contract deloc, gândindu-se că ne încheie niciun contract, atunci costul lor cu gunoiul este zero. Pentru acele persoane care nu doresc să încheie un contract, am instituit așa numită taxă pentru persoanele fără contract. Acesta este de altfel și modelul pe care am funcționat până acum, începând cu 1 martie 2021 și vom mai funcționa un timp, tocmai pentru a da timpul necesar încheierii de contracte cu operatorul de salubritate. Am ajuns în acest moment la următoarele tarife transmise de către Supercom. Sunt trei tarife propuse și pe care le avem acum în dezbatere. Primul este de colectare separată, transport și depozitare a deșeurilor reziduale, care este de 548 de lei pe tonă. Al doilea este colectare separată, transport, sortare și depozitare a deșeurilor reciclabile, care este de 830 de lei pe tonă. Și al treilea este de colectare separată, transport și depozitare a deșeurilor în amestec, depuse necorespunzător. Avem aceste trei tarife tocmai pentru a încuraja colectarea separată. Colectarea de deșeuri reciclabile este în mod semnificativ mai scumpă decât colectarea separată și transport a depozitelor a deșeurilor reziduale. Și asta pentru că deșeurile reciclabile din ambalaje au un volum mult mai mare decât al deșeurilor reziduale. Dar pentru a încuraja această colectare separată, Primăria Sectorului 2 va subvenționa colectarea separată de la 830,73 la 99 de bani pe tonă, dar exclusiv pentru deșeuri reciclabile. Atenție! Dacă doriți să plătiți mai puțin la gunoi, este foarte simplu, trebuie să le separați, puneți deșeurile reciclabile într-un sac separat, într-un recipient separat și atunci veți plăti mai puțin. Un alt lucru important este că nu fiecare persoană trebuie să încheie obligatoriu un contract. Cei care stau la bloc se vor afla într-o situație specială, mai comodă, ca să spun așa, pentru că aceste contracte vor fi încheiate de către asociațiile de proprietari. Deci, practic, asociațiile de proprietari pot încheia contracte cu operatorul de salubritate pentru cei care locuiesc efectiv la adresă. Ei știu de altfel și mai bine exact câte persoane locuiesc. În acest mod, gunoiul va veni practic la întreținere, cum a fost și până în 2019. Practic există mult mai puțină bătaie de cap pentru toată lumea, pentru că aceste deșeuri vor fi trecute la întreținere. Practic nu o să mai fie bătaie de cap cu mersul la
mersul la taxe și impozite, la DVBL, pentru declarațiile de impunere. Un alt lucru important este că vom proroga, adică vom prelungi termenul până când se va plăti această taxă micșorată de 10 lei pe persoană pe lună. Propunerea este să fie prelungită până la finalul anului, tocmai pentru a avea timp suficient să se încheie contracte cu toată lumea. Cei de la case vor trebui să facă contract separat. Din acest punct de vedere, vor exista mai multe canale, se vor putea încheia contracte online, se va merge din casă în casă și de asemenea se va putea, cei de la care nu sunt acasă sau nu pot să facă contract online, vor putea să meargă la unul din punctele special desemnate de către Supercom pentru a încheia acolo contract. Bun, acestea fiind spuse, n-aș vrea să fac o prezentare prea lungă, pot să preiau întrebări. Pentru a prelua întrebări, o să vă rog să folosiți butonul de raise hand sau ridicat de mânuță din WebEx, tocmai pentru a avea o ordine în care să preiau, să preiau întrebările dumneavoastră și sugestiile. Aș vrea ca acest... În urma acestei dezbateri să supunem la vot proiectul de hotărâre joia aceasta, dar depinde sigur și de feedback-ul dumneavoastră. Deci, deschis la întrebări. Domnul Dumitru Manea. Nu vă auzim încă. Bună ziua! Bună ziua! Acum vă auzim. Eu locuiesc la casă. Mă auziți acum? Da, da, vă auzim. Mulțumesc. Eu locuiesc la casă și sunt o persoană singură de 71 de ani. Produc circa 10 kg de deșeu umed pe lună, restul fiind deșeu reciclabil pe care îl depozitez în sacii furnizați de Supercom. Vreau să știu cum se va încheia contractul cu persoanele care locuiesc la casă. Dumneavoastră a stabilit aceste tarife de 10 lei pe pubela de 120 de litri și 20 de lei pe pubela de 240 de litri. Asta înseamnă 4 pubele pe o lună de 10 litri, de 120 de litri, 40 de lei de persoană. Eu nu produc 420 de litri de gunoi menajer umed, fracție umedă pe lună. Cum voi fi taxat? Fracționar veți fi taxat. Se va putea încheia contract pe o cantitate mai mică decât cea a pubelei. În acest moment suntem în discuții cu operator referitor la a avea pubele de dimensiuni mai mici, dar de asemenea, faptul că sunt pubele mai mici nu înseamnă că, sau că nu sunt pubele de dimensiuni mai mici, nu înseamnă că nu se poate încheia contract pe pubele, pe cantități mai mici. Deci suntem în discuții cu operatorul de salubritate pentru a oferi la aceste tarife, putem să avem cantități mai mici contractate pe lună. Pentru că altfel eu mă găsesc în situația de a nu încheia contract și de a plăti 21 de lei și pe lună și depun gunoi cât cuprinde. Sunt de acord cu dumneavoastră. Am avut această discuție cu operatorul de salubritate. Repet, se pot încheia contracte și la cantități mai mici. O altă problemă la casă este că jumătate sau un sfert. Te trezești în fața casei cu gunoi de la alte case. Chestia pe care nu o poți controla. Eu am vecini unde locuiesc câte 8 persoane, dar la dumneavoastră, la direcția de impozite, e o singură persoană și plătește 10 lei pe lună și scoate gunoi, vorba aia, pentru 8 persoane.
și de multe ori mă trezesc în fața casei cu gunoaie depuse de alte persoane. Nu știu cum vom rezolva această problemă. Aceasta este o problemă pe care n-a rezolvat-o nici taxa aceasta de habitat, așa cum ar fi crezut unii că o rezolvă. Nu s-a rezolvat această problemă. Cred eu că aceste cazuri trebuie să fie semnalate de către cel care este în, nu doar în măsură să o facă, dar și cel mai afectat de acest lucru, respectiv de către operatorul de salubritate și, desigur, de către vecini, în cazul în care se întâmplă acest lucru. Adică este un mecanism mult mai simplu în care fiecare își urmărește interesul, ca să spun așa, pentru a gestiona astfel de situații. Da, dar vă dați seama că nu poți să stai toată noaptea să vezi dacă îți depune vecinul gunoiul în fața casei. Sau ești plecat de acasă o lună de zile și te trezești că... Deci e o problemă care nu poate fi practic gestionată, chestia asta cu gunoiul. La case vorbesc. Dacă este raportată sau, mă rog, dacă este sesizată suficient de des și suficient de clar. Și din punctul meu de vedere, aici interesul tuturor, și a operatorului, dar și a vecinilor și a dumneavoastră, este să sesizați când aceste lucruri se întâmplă. Ok, am înțeles. Mulțumesc mult. Mulțumesc și eu. Domnul Cosmin C. Bună seara! Bună seara. Am pus și în chat întrebările. Prima întrebare este, am un tomberon care are în el o cutie de chibrituri. Deci, să spunem, un volum foarte mic și cu o greutate mică. Câți bani plătesc? Mă scuzați, dacă puteți repeta. Deci cei care ridică gunoiul vin să ridice de la mine gunoiul și le dau un tomberon în care am o cutie de chibrituri. Asta înseamnă o greutate foarte mică și un volum foarte mic. Câți bani plătesc? Cât încheiați contract? Că este dumneavoastră încheiați contract pe o lună și va exista o... Scuzați-mă un pic, reprezint o asociație de proprietari. Da. Reprezentați o asociație de proprietari și veți avea un contract pentru o anumită cantitate de gunoi lună. Da. Dacă asociația de proprietari nu produce gunoi deloc, atunci încheiați contract pe o variantă, o sumă foarte, foarte mică. Dar dacă produce gunoi, atunci se va gestiona, se va calibra această cantitate împreună cu operatorul. Și dumneavoastră veți putea să modificați cantitățile, pentru că ideea principală este să reducem cantitatea de deșeuri reziduale și să o creștem pe cea de, de deșeuri reciclabile. Bun, deci plătesc la numărul de pubele, ce îmi spuneți asta, nu la greutate. Da, da, la numărul de pubele. Bun, atunci să spunem că eu îmi presez gunoiul și îl presez extrem de bine și fiecare pubelă pe care vine reprezentantul de la cel care ridică gunoiul cântărește 2 tone. Câți bani plătesc pe acea pubelă? Plătiți pe acea pubelă tariful reprezentat de pubelă, să zicem 10 lei 33 per pubelă. Probabil că nimeni nu o să facă ce spuneți dumneavoastră, dar se va plăti la volum, într-adevăr. Noi ne pregătim să facem chestia asta, adică noi deja am studiat, există variante de presat gunoiul și probabil că îl vom presa și îl vom da presat. Deci suntem în această speță. Dacă dumneavoastră considerați că acest efort merită din punct de vedere al costurilor, atunci sunteți liber să faceți acest lucru. Dar deci prețul pe greutate... Atenție, costurile și pentru presare și pentru gestionarea tuturor pubelelor și așa mai departe, probabil să ajungă mai mari decât vă așteptați, dar desigur puteți să faceți acest lucru. Bineînțeles. Deci prețul pe greutate este irelevant în condițiile actuale. Prețul pe greutate este un preț care mai departe de la Supercom se duce, de la operatorul de salubritate, se duce la depozitare. Relevant este ce se întâmplă cu gunoiul și este important să facem colectare separată. Mult mai probabil este mai simplu și mai ieftin să faceți colectare separată decât să presați gunoiul.
Eu Bun, cred la că un este. bloc de, la un bloc de 650 de apartamente, vă dați seama că este o utopie să ne putem gândi măcar la așa ceva. De ce să fie utopie? Asta este unde trebuie să ajungem. Trebuie să facem colectare separată. Am văzut asociații de proprietari care au reușit să se organizeze în așa fel încât la fiecare etaj există recipient pentru colectarea separată de ambalaje. Și intenționăm să depunem și proiect în acest sens pentru obținere de fonduri europene. Să vedem dacă putem face acest lucru. Deci, așa putem să facem colectare separată. Dacă pornim de la premisa că nu avem ce să facem cu 650 de apartamente, atunci îmi pare rău, suntem în alt film. Acest primar consideră că oamenii pot face colectare separată. Poate Bineînțeles că greșește, se dar poate, el dar poate. care sunt variantele? La un bloc de 650 de apartamente care are o ghienă, care sunt variantele la care se gândește primăria pentru colectare separată? Am repetat care sunt aceste. Sunt fiecare se organizează, fiecare asociație de proprietari se organizează separat. Ce încercăm noi este să obținem bani pentru, din fonduri europene, repet, pentru cutii în care se pot colecta separat deșeurile din ambalaje. Atât. Unele asociații de proprietari deja fac acest lucru și o fac din spirit civic. Alte asociații de proprietari poate vor fi mai interesate să facă acest lucru pentru a plăti mai puțin gunoiul. Da, mă rog, nu văd cum poți să controlezi 1.000 de oameni dacă duc gunoi unde trebuie, dar în fine, probabil că Păi, e 1.000 altă de discuție oameni asta. nu o să controlați, dar în momentul în care o să aveți 500 și după aia 600 și după aia 700 de oameni care colectează separat și factura la gunoi scade, atunci va exista această creștere, spun eu, de conformare voluntară la colectarea separată. Dacă dumneavoastră spuneți că nu avem cum să convingem 1.000 de oameni, gândiți-vă că eu trebuie să mă gândesc la 372.000 de oameni și modalitatea de a face colectare separată, cea mai bună sau cea mai eficientă de până acum, este aceasta prin preț, pe care a stabilit-o și Comisia Europeană și Uniunea Europeană, ca fiind principiul care va duce la o colectare separată mai mare. Și asta este aplicată în alte țări. Bun. Mai am o întrebare referitoare la momentul de ridicare al gunoiului. Să zicem că am 100 de tomberoane în care gunoiul a fost presat și fiecare tomberon ocupă ca și gunoiul din fiecare tomberon ocupă ca și spațiu 20% din tomberonul respectiv. Cum este considerată situația asta de cel care ridică gunoiul? Repet, nu, contractele se vor face pe o cantitate lunară. Am înțeles. Această cantitate lunară va putea fi ajustată atât la înțelegerea dintre operator și asociația de proprietari. La un moment dat, asociația de proprietari se va stabiliza împreună cu Supercom la o cantitate pentru o perioadă de câteva luni, să zicem, până când oamenii încep să colecteze mai mult. Este acea cantitate pe care o agreați împreună cu Supercom. Dacă Supercom vine și spune, dacă dumneavoastră vedeți că aveți 100 de tomberoane cu 20%, probabil că veți dori să faceți contractul pe 20 de tomberoane. Ce sens are unde să păstrați 100 de tomberoane care sunt doar 20% pline? La fel și Supercom are dorința de a-și dimensiona capacitatea în funcție de ceea ce se întâmplă. Stați că n-am înțeles. Deci dacă vine și eu îi dau 100 de tomberoane care au 20% sunt pline cu gunoi, pentru cât plătesc? Pentru 20 de tomberoane, că atâta rezultă că a fost gunoiul, sau pentru 100? Dacă ați contractat 100, Nu, 20 am contractat, dar am gunoiul în 20 de atunci nu tomberoane, aveți ocupate 100 de spațiul 20. tomberoane. Dacă ați contractat 20, aveți 20 de tomberoane. Ok. Există o diferență între ceea ce se contractează și ceea ce se colectează efectiv. Poate exista această diferență, care în timp se ajustează, pentru că este interesul tuturor pentru simplificarea vieții fiecăruia, adică decât să stăm să ne uităm de fiecare dată cât e, evaluăm, facem această evaluare lunar și dacă vedem că avem nevoie de mai puține tomberoane, ajustăm contractul spre mai puține tomberoane. Dacă vedem că de fiecare dată e plin și nu mai avem unde să ducem, ajustăm contractul spre mai multe tomberoane.
Dar nu se plătește, nu se face farmacie la fiecare ridicare, de fiecare dată, să vedem, am din 100 de tomberoane, cum a spus dumneavoastră, 20% sunt jumătate pline, 70% sunt 30% pline și așa mai departe. Și se va face o estimare mai degrabă grosieră pe care o face fiecare asociație de proprietari în funcție de volum. Bun. O altă întrebare, tot la momentul ridicării gunoiului. Ce se consemnează pe documentul pe care lasă cel care ridică gunoiul? Numărul de pubere. Adică numărul de pubere versus gunoiul, ce anume? Numărul de pubele și fracția, cât de pline sunt aceste pubele. Dar aceste, atenție, se va plăti, atenție, ce este contractat, nu ce scrie acolo. Aceste date vor fi folosite pentru dimensionarea contractului. Asta este pentru simplificarea vieții tuturor. Nu înțeleg cum adică pentru dimensionarea contractului. La finalul lunii se va face un calcul în baza celor documente și dacă am depășit, plătesc în plus. Dacă n-am depășit, nu am depășit. În mod pragmatic, toată lumea va vrea să aibă un contract care să fie clar, inclusiv și asociațiile de proprietari, care dacă în loc de, nu știu, dacă are contract de 81 de pubele, de 80 de pubele și se fac 78, foarte probabil să nu vrea să stea de vorbă cu fiecare în parte și să fie fix 78. La fel și Supercomul. Și ar dori chiar dacă 78, chiar dacă sunt 81, să se plătească 80 și când ajunge semnificativ mai mult sau mai puțin, este foarte natural ca lumea să-și dorească ajustarea contractului. Din punct de vedere al simplificării, din punct de vedere al costului per persoană, când vorbim de tipul ăsta, de numărul ăsta de pubele, diferența este de 50 de bani de persoană sau ceva de genul ăsta. Probabil că nimeni nu-și va dori cu adevărat să facă aceste modificări pentru 50 de bani de persoană. Mă scuzați. Ce se întâmplă dacă pe documentele pe care mi le lasă cel care vine să ridice gunoiul, eu nu sunt de acord cu însemnele de acolo, adică nu sunt de acord cu cantitatea pe care el o consemnează pe documente. Ce am de făcut? Puteți contesta acest lucru la Supercom și s-a anunțat și primăria care poate interveni ca mediator. În mod normal ar trebui să rezolvați această relație contractuală cu Supercom, așa cum o faceți și, nu știu, cu operatorul de apă, cu operatorul de gaze și așa mai departe, nu intervine primăria pentru acest contract. Dar în acest caz, dacă nu există o înțelegere, puteți să interveniți la primărie pentru mediere. Păi și cu ce dovezi vin la primărie? Că acolo sunt doar doi oameni implicați, ăla care dă tomberonul și cel care îl descarcă. Păi, în momentul în care, oricând se întâmplă acest lucru, trebuie să aveți să aveți niște dovezi. De exemplu, nu știu, faceți poze. Asta între care sunt dovezile care trebuie să vină la primărie? Poze când au venit, pot să fie, habar n-am, martori, vecini sau ceva de genul ăsta. Adică cele rezonabile și standard. Mă scuzați, trebuie să ies un minut, mă sună domnul ministru, dar promit că mă întorc repede. Ok, mulțumesc, eu atât am avut de întrebat. Îmi cer scuze, putem relua. Domnul Daniel Ioniță.
Bună ziua! Bună ziua! M-a auziți, da, pot să pornesc și video imediat? Ok, scuze. Câteva întrebări scurte, că domnul dinainte a ținut un pic mai mult treaba. Deci, în primul rând, tariful T2. Este cineva de la Supercom care ne poate ajuta sau dumneavoastră știți exact despre ce este vorba? Avem fișele. Ok. Fișele de fundamentare, tariful T2. În tariful T2, profitul este undeva la 6% al Supercom, în comparație cu tariful T1 pentru cele deșeurile reziduale, unde este 1,6%. Presupun, nu sunt sigur și aș vrea să-mi răspundeți, dacă în acest profit de 6% reprezintă și valorificarea materialelor reciclabile. Că n-am văzut scăzut din suma totală niciun fel de valorificare. Orice deșeu reciclabil are o valoare care va fi vândută de Supercom. Da, nu am văzut să se ia în calcul acest lucru la tarif. Nu intră acolo. Și nu ar trebui să aflăm exact cât încasează dânsii pe aceste deșeuri reciclabile furnizate de noi, pe care le și plătim ca să le furnizăm către ei. Nu ar trebui să fie scăzut din tarif? A spusese mai devreme că ele sunt subvenționate pentru populație. Asta era a doua întrebare. Până la subvenție, mă refer acum la tarif. La 99 de bani per tonă. Da, dar deci, subvenția aceasta presupun că fondurile sunt tot de la din primărie, din bugetul primăriei, de unde rezultă că sunt din bugetul locuitorilor sectorului, presupun, nu? Sau ai țări, corect, nu știu cum. Corect, așa este, aveți dreptate, dar deci banii Supercom tot îi încasează. Corect, pentru că există niște servicii care se prestează și care trebuie plătite. Însă, exact, valorificarea acestor deșeuri se întoarce prin două mecanisme. Una, prin vânzarea lor și doi, de la OIREP, de la, nu știu cum se numesc, organisme intermediare pentru, mă rog, în sfârșit, pentru transfer de responsabilități, OTR-uri, pentru transferul responsabilității. Deci primăria recuperează acești bani în două feluri. Odată prin recuperarea banilor prevăzuți în vânzarea deșeurilor reciclabile și doi, de la aceste OIREP-uri care dau înapoi suma deșeurilor care chiar a fost reciclată. La primărie ajung acești bani și o parte din acești bani, toți acești bani sunt folosiți pentru plata subvenției și se mai contribuie și cu încă ceva, pentru că cu adevărat singurul deșeu care ar putea să producă profit este aluminiul. La restul deșeurilor, costurile sunt mai mari pentru gestionarea lor decât pot fi obținuți din valorificare și din... Aici nu sunt de acord cu dumneavoastră, nu știu de unde aveți informația aceasta, dar nu sunt de acord cu dumneavoastră. A doua întrebare era cea referitoare la profit. Deci la deșeurile reciclabile, profitul Supercom este de 6%, aproximativ 5,7% calculat de mine. Bine, la suma cu tot cu TVA. La celelalte deșeuri, la T1, undeva la 1,6%. De ce au profit mai mare trecut în fișa de fundamentare cei de la Supercom? Pentru că am cerut să fie tarifele plătite de populație mai mici, cât mai mici posibile. Da, ok. Bun. Vorbeați mai devreme despre contractele cu Supercom. Există o cantitate minimă pe care o a stabilit-o dumneavoastră sau Supercom o va stabili? Cum se procedează în ceea ce privește cantitatea minimă? De exemplu, noi am vrea să valorificăm noi produsele acestea, deșeurile reciclabile. Dau un exemplu. Dacă le vindem noi, cantitatea va fi de... Nu este stabilit o cantitate minimă în acest moment. Urmează să punem la dispoziție niște contracte standard. Este important ca cei care nu produc deșeuri să nu plătească, dar va trebui să facem o diferență între cei care nu produc deșeuri și cei care nu vor să plătească deșeuri. Drept urmare, probabil vom avea un tip de contract pentru cei care produc foarte puține deșeuri. Dar altfel, și acest contract va fi votat într-o ședință de Consiliu, va fi o altă dezbatere. În acest moment discutăm tarifele efective și nu contractul efectiv. Vom avea, din acest punct de vedere, se vor putea încheia contracte și pe cantități mici, nu doar pe pubele întregi.
Probabil că blocurile, asociațiile de proprietari vor avea un număr întreg de pubele, pe când casele, și sunt destul de multe gospodării în sectorul 2, vor avea contracte ceva mai mici. Să avem grijă, o să avem grijă să nu existe un efort disproporționat din partea lor. Sunteți pe mute, nu vă aud. Domnule Ionuță, nu vă auzim. Da, era o problemă de la dumneavoastră. Mi se blocase microfonul de către dumneavoastră. Da. De către... Ok, bun. Vorbeați despre fonduri europene. Despre ce este vorba? Ce anume vreți să achiziționați prin fonduri europene, să ne livrați ca asociațiilor? Că n-am înțeles exact. Este în acest moment, este o ședință de consiliu, sau a fost o ședință de consiliu general, dacă nu mă înțeleg, în care s-a votat formarea unei asociații de dezvoltare intercomunitară, din care și sectorul 2 va face parte. Cu ajutorul acestui ADI vom putea accesa fonduri europene, sigur, după ce votează și Consiliul Local forma de statut a ADI-ului, vom putea accesa fonduri europene prevăzute inițial, anterior, pentru acel incinerator care nu se mai face. Acei bani vor putea fi folosiți de către Primăria Capitalei și sectoarele din București pentru crearea de infrastructură de colectare separată, în așa fel încât să depozităm cât mai puține deșeuri. Pentru aceasta, una din idei este de a achiziționa recipiente, să spun așa, care pot presa ambalajele și să fie plasate în scările de bloc. Este una din idei. La dezbaterea anterioară v-am propus un tocător pentru deșeurile reziduale, pentru materia organică cu care să tocăm materia organică, să o aruncăm în canalizare. E fiabilă și soluția aceasta sau? În canalizare e foarte complicat, pentru că nu vrem să deteriorăm și mai mult un sistem care acum funcționează cât de cât, acela de ape uzate, și care ar trebui să fie... să poată să facă acest lucru, și nu cred că poate să o facă la modul sistematic. Adică dacă una, două, trei, 10 gospodării o fac, susține. Dar dacă o fac multe gospodării, multe asociații de proprietari, nu cred. Ok. Mulțumesc și scuze că v-am reținut. Mulțumesc și eu. Doamna Iuliana Berbece. Mă auziți? Da, vă auzim acum. Alo. Bună ziua. Da, ziua. Am și eu o întrebare referitor la ce se întâmplă cu sortarea gunoiului la blocuri. Se dorește o sortare separată pe ambalaje, pe, nu știu, dar trebuie explicat cumva către asociații și asociațiile să se parte către proprietari sau să afișeze cum trebuie repartizat aceste fracții, adică, nu știu, să-l sortăm cât mai bine. Pentru că acum el se adună la grămadă, deci fracția uscată, și efectiv fiecare pune ce dorește și cum dorește. În acest moment, simplitatea comunicării este extraordinar de importantă, pentru că putem discuta despre câte fracții ar trebui să fie, care ar trebui să fie compoziția fracțiilor până dimineață. Și tot n-am terminat. Există tratate întregi despre adevărat, dar ar trebui ceva măcar plastic cu plastic și sticlă cu sticlă imediat, doamnă. Cel mai simplu și mai economic în acest moment este să avem, o să zic, patru fracții, pentru că asta o să ne înțelegem cu primarii, dar una dintre fracții este sticla, cealaltă sunt restul ambalajelor. Avem biodegradabil, dar probabil într-o primă fază acesta se va referi la parcuri și la aport voluntar, și menajer. În acest moment, tarifele pe care le avem noi și care sunt importante și relevante
sunt fracția uscată și fracția umedă și ne vom asigura că vom avea publicitate făcută. De altfel, o parte din tarifele acestea asigură cheltuielile de publicitate din partea operatorului de salubritate, iar primăria sectorului 2 va face publicitate și va comunica care sunt aceste fracții și cum se poate face colectarea. Este ceea ce ne dorim, ca toată lumea să facă o colectare separată cât mai bună. Pentru că nu doar că depozităm mai puțin, dar și legea ne obligă să avem niște ținte pe care trebuie să le urmărim. Avem minim 25% din gunoi, din deșeurile gestionate, care trebuie să fie din ambalaje. Suntem foarte în urmă în acest moment, în tot Bucureștiul, și trebuie să facem acest lucru mai bine. Mulțumesc, vreau să mai spuneți ceva. Da, mulțumesc. Vreau să vă mai întreb, tot așa va fi depozitat în afara blocurilor, adică să fie adunat așa și fiecare poate să caute în respectivele ambalaje? În acasă avem o frecvență mai ridicată a supercomului, a operatorului de salubritate, în așa fel încât să nu mai rămână în stradă. Dimensionarea capacității de colectare a ajuns la un anumit nivel. Adică până când a început acest mandat, frecvența cu care trecea supercomul să ridice fracția uscată era suficientă. În acest moment e clar că oamenii colectează separat mai mult și e nevoie să creștem frecvența cu care se ridică fracția uscată. Deci, acest lucru știe toată lumea, îl știe toată lumea, îl știe și primăria, îl știe și operatorul de salubritate, se fac eforturi pentru a gestiona acest lucru. Și ce se întâmplă cu cutiile separate care sunt instalate la anumite blocuri? Spre exemplu, la blocul meu sunt instalate anumite cutii, tocmai pentru probabil această selectare. Nu știu cum funcționează. Sunt două locații pilot. Problema cea mai mare cu aceste containere care se află pe stradă sunt că ele sunt foarte des vandalizate, pentru că sunt diverse persoane care caută în aceste gunoaie și provoacă o mizerie de nedescris. Nu la acele containere mă refer. Mă refer la cele amplasate lângă bloc. Sunt din metal? Ar avea cumva un cod de acces sau o cartelă? Înțeleg că sunt trei asociații care au așa ceva, astfel de container. Așa. Știu că a fost un proiect pilot pentru așa ceva. Da. S-a abandonat? Ce s-a întâmplat cu el? El funcționează, dar una din cele mai mari probleme pe care o avem este cu spațiu. Acele asociații care au spații sunt norocoase cumva. Sunt multe asociații care nu au spațiu unde să se amplaseze astfel de containere. Păi acolo ar mai fi spațiu și pentru blocul nostru, numai că lipsa de comunicare nu a permis acest lucru. De asta zic, nu știu. Poți să vă lăsați o adresă și să vedem dacă la dumneavoastră se poate, o să lăsați colegilor mei niște date de contact și o adresă, ca să vedem dacă pot fi instalate și la dumneavoastră. Am înțeles. Bine, mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Iulian Teodor Mihai. Alo? Da, bună ziua, vă auzim. Bună ziua. Nu sunt... Vă auzim, dar nu vă auzim foarte bine. Dacă puteți să vorbiți un pic mai tare, vă apropiți de microfon. Bună ziua! Este ok acum? Alo? Mult mai bine. Ok. Nu sunt lămurit cu prețul care va fi practicat per tonă. Dacă din punctul dumneavoastră de vedere, în momentul de față, pentru consumatorii casnici din proprietari blocului, se va simți o scădere, așa cum ați promis în campania electorală? Nu am promis în campania electorală o scădere, pentru că de la taxa zero nu poate să existe o scădere.
Există un tarif care îl plăteam. Nu există taxa zero. Îl plăteam per persoană la asociație, plăteam un tarif per gunoi. Deci s-a plătit un tarif per persoană până în februarie 2019. Până atunci, după care s-a plătit o taxă la DVBL. Ok, referindu-ne la acel tarif până în 2019. După aceea, în 2020, a existat taxa de habitat care a fost 99 de bani pe an per persoană. Sunt de acord cu dumneavoastră. Referindu-ne la tariful până în 2019 sau nu știu. Poate mă înșel acum, poate în campania electorală a spus că scăpăm de Supercom, care în continuare udă străzile și nu văd de ce. Tarifele sunt două lucruri pe care aș vrea să le înțeleagă lumea, că am mai văzut aceste discuții. Sunt două lucruri, ridicarea gunoiului menajer de la persoane fizice și curățenia căilor publice. Deci sunt lucruri separate și le fac divizii separate ale... Sunt de acord cu dumneavoastră. Separate. Bun, vă rog, întrebarea este, dumneavoastră este? Aș dori să știu cum putem calcula exact consumul unei persoane pentru asociații de proprietari, spre exemplu, nu știu, 15-20 de apartamente. Dacă în acea asociație proprietari există două firme, anumiți proprietari produc mai mult gunoi, anumiți proprietari mai puțin gunoi, cum putem calcula acest lucru? Cum putem diferenția? Nu se poate calcula exact pentru fiecare persoană. Adevărul este că atunci când suntem la bloc, trebuie să conviețuim bine cu vecinii și contractul se va face și pentru simplitate cu asociația de proprietari. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Este ușor de spus. Suma plătită va fi împărțită conform legii la numărul de persoane din asociația de proprietari. Sunt de acord cu dumneavoastră. Și vă dau un exemplu. Dacă în mă scuzați, vă fim foarte întrerupt. Încerc scuze. Vă dau un exemplu. Dacă într-o asociație de proprietari sunt 4 apartamente în care își desfășoară activitatea un cabinet de avocatură, care nu este reglementat în niciun fel și care produce foarte mult gunoi, cum putem noi diferenția gunoiul produs de acei avocați față de gunoiul într-o altă persoană? Avocații nu sunt sub nicio formă reglementați. Agenții economici sunt reglementați, au tarif separat. Nu sunt ca agenți economici, rețineți, nu sunt reglementați ca agenți economici sub nicio formă. Avocații, societățile civile, nu sunt reglementați ca... Din punctul de vedere al primăriei, dacă ei nu sunt reglementați ca agenți economici, nu avem cum să-i taxăm. Asta este realitatea. Pentru că dacă desfășoară o activitate într-o asociație fără să-și declare punct de lucru și fără încălcând legea, nu avem cum să știm. Nu am înțeles. Primăria să cum să știe acest și lucru. Și încă o întrebare, da, în această dezbatere publică. Mă lăsați să termin să vă răspund. În continuare, asociația va plăti cât gunoi produce, ceea ce înseamnă că revine inclusiv asociației responsabilitatea de a discuta cu firma de avocatură sau eventual cu poliția dacă firma de avocatură nu își declară punctul de lucru așa cum ar trebui. Am înțeles. Poliția are ce să facă fiindcă nu este legal. Încă o întrebare. Ultima și îmi cer scuze. În această discuție, discutați numai pentru persoanele fizice, în această dezbatere, sau și pentru persoanele juridice, agenții economici, care își desfășoară activitatea pe raza sectorului 2? Am avut o dezbatere pentru agenții economici acum o lună și jumătate, cred, sau două luni. Din păcate, n-a participat nimeni la acea dezbatere. Deși am anunțat-o pe același canale ca și pe aceasta. Dar am avut o astfel de dezbatere și există tarife pentru agenții economici aprobate de către Consiliul Local. Am înțeles. Îmi cer scuze că vă spun, dar mie mi se pare că foarte mulți agenți economici, nu știu procentul, dar probabil 80% din agenții economici care desfășoară activitatea pe raza sectorului 2, nu plătesc niciun fel de taxă. Am sesizat poliției locale. Un lucru pe loc, adică un lucru care îl văd zi de zi. Spre exemplu,
exemplu, un magazin de curte noaptea, duce în fața imobilului nostru, zilnic. Nu vine nimeni. Degeaba spuneți că asociația să ia măsuri sau ca noi, persoanele fizice, să facem reclamații către poliția locală, cred că ar trebui să rugați poliția locală să-și facă treaba mai bine. E și asta un proces și într-adevăr fac acest lucru. Ieri a fost mai rău decât azi și azi e mai rău decât va fi mâine. Deci ne putem sănătăți capacitatea de control inclusiv a poliției locale. Credeți-mă, am făcut două sesizări, efectiv, n-am primit niciun răspuns. O să vă rog să-mi transmiteți pe primar@ps2.ro numerele de înregistrare ale acestor sesizări. Ok, vă mulțumesc mult, o zi bună! Mulțumesc și eu! Doamna Doina Lazar. Bună ziua, doamna Lazar, aveți microfonul pornit. Dacă spuneți ceva, să știți că nu vă auzim. Se aude ceva foarte, foarte, foarte încet, poate dacă sunteți mai aproape de microfon. Nu vă auzim, doamnă, îmi pare rău. O să o rog să reținem pe doamna Doina Lazar, poate își rezolvă puțin cu microfonul, că se aude extraordinar de încet. Până atunci aș prelua Asociația Concordia. Doamnă Lazar, să știți că nu vă auzim, trebuie să rezolvați cu microfonul. Asociația Concordia, vă rog. Asociația Concordia. N-aud nimic. Probleme cu sonorul. Auziți acum? Deci e o problemă de la noi sau este o problemă? E a doua persoană deja care nu... Sunt probleme cu sonorul la noi. Mi se scrie un pe chat. Da. Mă auziți? Alo? Acum vă auzim, dar încet de tot. Haideți, poate dăm noi mai tare. Se aude mai bine? O idee mai bine. O să vă rog să vorbiți dumneavoastră un pic mai tare, dar nu știu dacă la noi e problema sau ce s-a întâmplat, dar vă rog să vorbiți un pic mai tare. Din moment ce se aude cu probleme de la mai mulți, cred că da, de la dumneavoastră e... Dumneavoastră. Acum se aude bine la dumneavoastră. Bun. Oprea Bogdan mă numesc, reprezint Asociația de Proprietari Concordia, din postura de președinte. Din păcate, nu am reușit să vă aud foarte bine în partea de început a prezentării dumneavoastră. Ce am înțeles că se va reveni la contractul dintre asociație și prestatorul de salubritate. Am înțeles bine? Da, da, ați înțeles bine. Dar n-am înțeles ce se va întâmpla cu cele două fracții. Până acum am colectat selectiv acest gunoi. Oamenii au fost impulsionați în a colecta datorită faptului că nu aveau niciun cost. Din acest moment, de când se va introduce această procedură,
Înțeleg că oamenii vor plăti și pentru fracția uscată și pentru acea fracție colectată selectiv. Nu știu dacă oamenii vor mai avea, acel imbold de a colecta selectiv în momentul în care vor ști că sunt taxați pentru acest lucru. Aveți perfectă dreptate să vă îngrijorați, dar din fericire situația este prevăzută. În sensul în care noi avem nevoie de tarife separate pentru fracția uscată și fracția umedă și le avem deja, tarife separate, dar fracția uscată va fi subvenționată până la prețul de 99 de bani tona. Asta înseamnă un cost foarte, foarte mic pentru fracția uscată. Aproape de zero, la fel cum era și taxa aceea de 99 de bani pe an. Singurul lucru care nu va fi subvenționat este fracția umedă, adică acel gunoi care nu poate fi reciclat și care trebuie dus în mare parte la depozit, trebuie depozitat. Deci, cei care fac colectare separată vor fi în continuare stimulați, pentru că vor plăti mai puțin la gunoi. Bun, bun. Da, mă îngrijorează faptul că cei care locuiesc la case și agenții economici în continuare nu vor avea contracte de salubrizare. Mi se întâmplă frecvent în jurul blocului nostru să găsim deșeuri, sacoși, saci, aruncate de către oameni care nu locuiesc în blocul nostru. Din păcate, noi suportăm acest lucru. Ce se va întâmpla de acum înainte? O nouă îngrijorare legitimă. Din fericire și aceasta e o schimbare importantă față de vechiul sistem de tarifare. Cei care nu au contract de salubritate vor plăti o taxă destul de serioasă, aș spune, de 21,5 lei per persoană per lună, dacă nu au, repet, contract de salubritate. Deci cine nu încheie contract o să plătească această taxă, pentru că taxa asta, mă rog, ei tot produc gunoi și dacă îl produc, atunci o să plătească gestionarea lui de pe stradă. Cu privire la agenții economice, există deja o hotărâre de Consiliu în acest sens, de Consiliu Local, care a fost dezbătut acum două luni și se află în vigoare un tarif pentru agenții economici. Și acesta nu este, repet, obiectul sau subiectul acestei dezbateri. Da, eu vă exprimam îngrijorarea față de ceea ce se întâmplă. Din păcate, mi s-a întâmplat să sunăm la poliția locală și să cerem sprijinul, iar poliția locală mi-a trimis garda de mediu să mă amendeze pe mine pentru că aveam gunoi în jurul blocului. Da? Când am sunat la poliția locală și mi-am exprimat nemulțumirea, mi s-a spus că eu, ca asociație de proprietari, sunt obligat să-mi fac curățenie în jurul blocului. De ce eu trebuie să suport gunoiul pe care mi-l lasă alții de la case și de la agenții economici? Când s-a întâmplat acest lucru? Nu vă supărați, anul acesta? S-a întâmplat până să se introducă taxa aceea de habitat. Atunci eu sper că aceste lucruri s-au schimbat. Adică eu știu că aceste lucruri s-au schimbat. Să sperăm că în continuare ele rămân schimbate și nu se va mai întâmpla ceea ce spuneți dumneavoastră. Păi nu, asta vreau să vă spun. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat înainte de taxa de habitat, dar în continuare am avut aceleași probleme. Bineînțeles că n-am mai sunat la poliția locală, da? De frică să nu-mi trimită garda de mediu din nou și să mă amendeze pe mine. Și atunci am făcut eu ceea ce n-au făcut alții, am băgat gunoiul respectiv și l-am pus în pubelele mele. Ceea ce nu e normal. La poliția locală, dacă vedeți persoane care depozitează ilegal deșeuri, pentru că într-adevăr este una din marile probleme din sectorul 2, faptul că se aruncă
gunoi pe jos. Cred că a fost unul din principalele motive pentru care a fost introdusă această taxă de habitat pe care am contestat-o, anume că oamenii, dacă văd că gunoiul este, mă rog, că poate să scape de gunoi gratis, o să-l ducă unde trebuie. Este evident că nu s-a întâmplat acest lucru. Da, nu s-a întâmplat și mai rău este... Vă rog să sunați la poliția locală dacă vedeți persoane care depozitează necontrolat deșeuri. Din păcate nu îi putem vedea. Lucrurile astea se întâmplă noaptea, pe întuneric a hoții, din păcate. Și la întrebarea mea către directorul de atunci al poliției locale, dacă îmi montez cameră de supraveghere și le arăt imaginele, se întâmplă ceva, mi s-a răspuns că poliția locală trebuie să-i surprindă dumnealor în direct, în flagrant, pe cei care depozitează și că imaginile mele de pe video nu o să-i ajute niciodată. Pe poliția locală, într-adevăr, nu. Poliția locală are competențe pentru sancționarea contravenienților, adică trebuie să-i prindă în fapt, ca să zic așa, sau pentru sancționarea proprietarilor pe partea de mediu, dacă proprietarii nu-și fac curat. Acum încercăm să reducem această sancționare a proprietarilor și să încercăm să găsim cât mai mulți contravenienți. Dar cu siguranță asta va fi complicat de făcut, dar muncim în direcția asta. Când vom afla din momentul în care se trece la încheierea contractului cu Supercom? Nu înțeleg întrebarea. Dacă puteți să o repetați. Cum vom afla de momentul în care se va încheia contractul cu operatorul de salubritate? Noi sperăm să aprobăm aceste tarife joi. Joi avem ședință de Consiliul Local. Aceste tarife trebuie aprobate de către Consiliul Local. Și sperăm să se poată încheia începând cu luna septembrie, poate octombrie, cu începere de la 1 ianuarie 2022. Adică se pot încheia contracte mai repede. Deci, dar cu aplicabilitate din ianuarie 2022. Da, da. Am înțeles. Și până atunci, până la ianuarie 2022, rămânem pe acest tarif de 10 lei de persoană lunar pe care îl plătim la poștă. Mă rog, la poștă. Da, către direcția de taxe locale. Da. Am înțeles. Și din acel moment, deci în momentul în care vom avea contractul cu Supercom, vom putea reveni practic la a taxa pe lista de întreținere de la bloc, conform cu numărul de persoane prezente. Vei spune gunoiul pe lista de întreținere, da. Bine, mulțumesc. Mulțumesc și eu. Doamna Doina Lazar, poate dumneai acum să o auzim pe dumneai. Doamna Lazar, din nou aveți microfonul oprit. Acum, doamna Lazar, dacă puteți vorbi. Din păcate, n-auzi nimic, deși în acest moment aveți microfonul pornit. Doamna Lazar, îmi pare rău, o să-l iau pe domnul Daniel Ioniță până rezolvați problema cu microfonul.
Bună ziua, domnule Ioniță, ar trebui să avem... Eu am mai fost, mă așteptam să mă luați ultimul. Încă două întrebări, dacă tot m-ați băgat în seamă. Cât durează această subvenție? Pe ce perioadă vom avea această subvenție aplicabilă? Un an, doi, până la terminarea mandatului dumneavoastră? În fiecare an trebuie votată de către Consiliul Local. Deci la anul s-ar putea să avem taxa de 800 de lei pe tonă pentru deșeurile reciclabile, corect? Dacă la anul celălalt. Primar, da, okay. Nu o să nebunească. Okay. Bun. Ce se întâmplă cu deșeurile voluminoase, am uitat să vă întreb, cele care se ridică în ultima sâmbătă din fiecare lună? Vor intra unde? La ce? Vor fi separate? Nu intră la niciunul din acestea și sunt bucuros să vă anunț că am discutat cu operatorul să preia deșeurile voluminoase în fiecare sâmbătă. Deja este foarte multă lume care știe de ultima sâmbătă din lună și efortul operatorului este mult prea mare. Au fost locații în care operatorul nu a reușit să ajungă decât marți, deși deșeurile au fost lăsate de sâmbătă. E clar că și acolo trebuie să creștem frecvența. Am discutat cu operatorul care va prelua în fiecare sâmbătă, începând cu luna august, în fiecare sâmbătă din lună. Deci nu va mai fi ultima sâmbătă din lună, ci în fiecare sâmbătă. Contracost. Va fi gratuit pentru asociațiile de proprietari, dar va fi contracost pentru, mă rog, operatorul va fi plătit. Mulțumim mult, o seară bună. Cu plăcere. Doamna Adriana Pâtea. Bună seara tuturor! Mă auziți? Da, da. Bună seara. Super. În primul rând aș vrea să vă întreb, este în programul de guvernare introducerea taxei de garanție pentru peturi. Eu m-am uitat la foaia aceasta de desfășurare pentru tarifare și este un tarif foarte mare alocat tarifului pe partea de fracție uscată. S-a luat în considerare și faptul că oamenii, sper eu, că vor începe să returneze foarte multă din sticlă și din aluminiu și din peturi când s-a negociat acest tarif? Tariful a fost transmis de către operator. Acum trebuie să înțelegeți că într-un metru cub de fracție uscată intră 60 de kilograme. Deci o față de 160 de kilograme pentru fracție umedă. Deci fracția uscată este foarte, foarte voluminoasă. Vedem acest lucru că se întâmplă deja pe străzi. E clar că este nevoie să treacă de mai multe ori mașinile. Asta au niște costuri reale. Faptul că se trece mai des, că se trece de două ori pe săptămână, înseamnă niște costuri. Că e nevoie de mai mult personal, iar înseamnă niște costuri. Sistemul garanție returnare, când va intra în vigoare, cu siguranță va reduce numărul de peturi și numărul de sticle. Probabil nu și numărul de hârtie și de carton. Probabil nu și dozele de bere. Asta nu mi-e foarte clar dacă se va... Trebuie returnate, că de aici se scoate cel mai mare profit din aluminiu. Ar trebui returnate. Până când sunt returnate și dacă vor fi returnate, atunci cu siguranță vom putea avea un alt tarif. Până atunci avem acest tarif care, repet, va fi subvenționat în așa fel încât să fie un stimulent pentru populație să colecteze separat. Ok, altceva. Am văzut tot în fișa de fundamentare că este alocat un buget de peste 1 milion de RON pentru alte servicii executate de terți, asta la T1. Și au acolo listate sistem de monitorizare parc auto. Zic și eu, aceste sisteme nu există deja, apoi au 100.000 de RON pentru flyere. Nu am primit niciodată niciun flyer, nimic, deci nu înțeleg. Nu am văzut nicio campanie de conștientizare, de informare legată de gunoi. Deci sunt niște costuri alocate care nu înțeleg, sunt acolo, dar nu sunt efectuate. Și apoi, încă o chestie, ei au pus inclusiv costuri pentru logo și identitate companie. Eu, în mod normal, în mediul privat, chestiile astea sunt
acoperite de profit. Deci nu mă pui pe mine să-ți plătesc autocolant de pe mașină. Asta este pentru Supercom. Eu mă așteptam să fie și un reprezentant Supercom aici. Bun. Nu că e important ce spuneți dumneavoastră aici. Așa este. Trebuia să fie și până acum. Trebuiau să fie flyere, trebuia să fie campanie de informare, trebuiau să se întâmple toate lucrurile astea și nu s-au întâmplat. Dar faptul că nu s-au întâmplat nu înseamnă că nu trebuie să se întâmple și dacă se întâmplă, nu au niște costuri. Adică în acest moment este nerealist să le cerem lor, mai ales dacă nu apare în fișa de fundamentare, să meargă din poartă în poartă și să convingă lumea să colecteze separat. Noi ne dorim ca atât primăria, cât și operatorul să promoveze colectarea separată. Dacă le cerem să promoveze acest lucru, este rezonabil ca ei să spună că asta are niște costuri. Și este nerezonabil din partea noastră să le cerem să promoveze, dar să nu le acceptăm aceste costuri. Acum, costurile cu logo-ul, nu știu ce să spun și nu știu ce impact o să aibă asupra prețului cu totul. Nu știu, putem discuta acest lucru. Mă îndoiesc că are un impact major asupra acestui cost. Poate se gândesc la un rebranding, poate își fac și site odată, nu știu ce să zic. Ok. Voi încerca să fiu scurtă. Tot în aceste documente sunt foarte multe cheltuieli care sunt alte elemente care nu se regăsesc în structura cheltuielilor din fișa de fundamentare sau alte cheltuieli. Deci, nu știu, în ideea transparenței, în actele de, pe care un client ar trebui să le înțeleagă, nu mi se pare în regulă să apară astfel de denumiri. Nu, probabil sunt niște cheltuieli care trebuie acoperite, însă, în opinia mea, acestea trebuie să fie complet transparente ca să știm pentru ce plătim. Aveți dreptate, pe de o parte. Pe de altă parte, fișele și felul în care trebuie să arate aceste fișe de fundamentare sunt un model standard al ANRSC. Deci orice fel de cheltuieli sunt, ele trebuie încadrate undeva pe aceste fișe, care sunt un model standard, nu le inventează un operator de salubritate. Și atunci, de asta apar acolo. Ce pot să vă spun este că, din cunoștințele mele, aceste alte cheltuieli au scăzut destul de semnificativ față de alte fișe de fundamentare. Da, având în vedere că înainte nu am văzut niciodată cheltuielile acestea, nu prea am cu ce să compar, dar e bine să știm. El a existat și înainte, da? Nu mă pronunț. Și o ultimă problemă pe care am vrut să menționez. La tariful T2 sunt alocați peste 5.200.000 de RON pentru materii prime și materiale consumabile. Sunt total de acord să fie alocată suma asta, numai că eu vă pot da exemple unde materialele acestea nu au ajuns niciodată. De exemplu, în cartierul în care locuiesc eu, Baicului, complexul vechi, deci o zonă care era cunoscută mai rău famată, nu am primit niciodată sacii aceia galben pentru colectare. Și există oameni, ok, ne-am mai schimbat, ne-am mai educat, am mai fost și noi și am mai văzut, și care chiar vor să recicleze și care vor să separe gunoiul. Într-un fel, când nu primim acest sac galben, suntem obligați să amestecăm și atunci să plătim un preț mult mai mare. Sau, până la urmă, da, noi îl plătim. Știți cumva de situația aceasta și există cumva... Adică, nu știu, eu am mai contactat și Supercom și le-am spus despre treaba aceasta, mi-au zis că revin, nu s-a întâmplat nimic. Realitatea este că odată ce Supercom își primește bani la numărul de persoane și indiferent dacă colectează separat sau nu, și pentru ei este cumva facultativă asta livrarea de sacii, așa, o chestie civică, un experiment. Așa a fost pentru ei. Povestea asta cu colectarea separată a fost un experiment. În acest moment, având o relație contractuală cu asociația de proprietari, aceasta are dreptul să primească aceste materiale prime și consumabile, pentru că altfel este îndreptățită să nu plătească. Exact. Deci, din acest punct de vedere, mă aștept la o schimbare semnificativă a abordării, pentru că atâta timp cât relația contractuală a Supercom era cu primăria
și erau niște oameni care ziceau ei că n-au primit, dar de fapt au primit. E foarte greu din partea primăriei să spună, nu e adevărat, știu eu, am eu un verișore. Da. Dar când relația este direct contractuală cu o asociație de proprietari, este foarte, foarte complicat să mai spună, nu e adevărat că eu am transmis. Okay. E o parte din schimbarea filozofiei, faptul că relația contractuală este acolo unde trebuie să fie, între prestatorul de servicii în acest caz și contractant, beneficiar, ca să zic așa, nu contractant. Pentru că beneficiarul era foarte departe de acest lanț și plata de către primărie, către operatorul de salubritate, nu ținea neapărat tot timpul cont de felul în care se făcea, se presta serviciu, pentru că nu pentru că beneficiarul nu lua parte din această decizie. E important că schimbăm acest model. Ok, aștept să văd schimbarea acum. Vă mulțumesc mult pentru timpul acordat. Mulțumesc și eu. Domnul Ștefan. Bună seara, Ștefan Gheorghe este numele meu, reprezint Asociația de Proprietari din sectorul 2. Am avut și noi problema, doamnei, dinainte cu primitul, neprimitul sacilor. Într-adevăr, ne-am făcut noi un stoc de 100 de saci pe care îi dădeam la schimb și ne așteptam câteodată să primim, câteodată să nu primim. Eu am altă întrebare. Noi aveam, înainte să devin eu președinte, 12 tomberoane din acelea de 240 de litri. Ele în ghenă nu prea aveau loc. Se puneau acolo 4 la căderea gunoiului, se împrăștia gunoiul prin toată ghena și am constatat că ar fi mai bine să ne luăm 2 tomberoane mult mai mari ca volum. Și am luat niște tomberoane de 720 de litri. Și acum cade direct în acel tomberon. Numai că noi acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră cum vom încheia contractul. Că noi acum avem 2 tomberoane fiecare de 720 de litri. Noi dăm pe săptămână, că la noi se ridică marțea și vinerea gunoiul menajer și miercurea se ridică fracția uscată. Se proporțional cu prețul per volum, da, e important să fie prețul per volum. Deci proporțional exact. Va fi cu prețul per volum. Important este însă, atenție, că nu putem pune orice fel de containere pentru că ele trebuie să fie ușor de gestionat de către mașinile de gunoi. Adică dacă durează foarte mult să fie preluate, sunt costuri suplimentare, cu salarii, cu cam combustibili și așa. Păi ele se ridică în momentul de față. Deci noi în momentul de față... Astea care se ridică în momentul de față sunt ok, dar vreau, pentru dumneavoastră e rezolvată problema, dar nu vreau să înțeleagă toată lumea că se poate face cu orice fel de tip de pubelă, cu orice fel de tip păi de pubelă. Păi noi nu am luat mai mare pentru că întâi am întrebat pe șoferii de pe mașini. Deci am făcut o research. Dar alte persoane s-ar putea să nu înțeleagă acest lucru și să își dorească să fie orice fel de tip de container. Trebuie să fie unul agreat cu operatorul de salubritate, atâta timp cât este cu un container care este agreat de operatorul de salubritate și acesta îl poate goli în mod mecanic. Repet, adică exact cum se ridică acum. Noi întâi i-am întrebat pe ei. Acum va fi direct proporțional. Exact. Da. Ok, și așa am rezolvat sincer și problema gândacilor și multe alte probleme existente în ghenă. Asta pe personal. Nu știu dacă e recomandare pentru toată lumea. Dar asta ar fi una. Și a doua, da, și noi ne confruntăm cu problema. Noi locuim în jurul Arenei Naționale, adică blocul este, și este foarte frecventat la meciuri, pe lângă meciuri, la evenimente. Și, într-adevăr, se creează foarte mult mizerie pe stradă în jurul blocului, în momentul în care avem aceste evenimente. Și vă spun sincer că îi vedem pe cei, nu știu de unde, nu-i văd ca firmă, nu strâng cum ar trebui să strângă când vin de o dată pe săptămână, nu de două ori. Nu știu care e contractul dumneavoastră cu ei. Sunt contracte separate pentru curățenie de căi publice și pentru ridicare de gunoi. Contracte separate, același contract, dar sunt practic divizii separate care se ocupă de căi publice și de gunoiul menajer. Pot fi contracte separate de la o nouă licitație. O să ne asigurăm că se face mai mult și mai bine. Sperăm în curând, după ce aprobăm tarifele acestea.
Și ultimul lucru, și vă mulțumesc pentru timpul acordat, aș vrea și eu să iau legătura sau să trimit undeva o solicitare. Poate vine cineva să vadă dacă noi ne putem încadra ca spațiu blocului să ne puneți container, cum ați vorbit cu antevorbitorul meu. Și eu aș dori să vedem. Noi avem suficient spațiu în jurul blocului. Mail, vă rog, către primar@arondps2.ro cu amplasare, containere, colectare separată. Mulțumesc mult, seară bună în continuare. Seară bună, mulțumesc mult. Asociația Concordia. Mai fost. Asociația Concordia. Aveți microfon. Gata, a venit sonorul. Vreau să pun în vedere următorul aspect. La dezbaterile de dinainte a taxei de habitat, fostului viceprimar, domnul Popescu, i-am reproșat faptul că prin această taxă de habitat se impune un singur operator de salubrizare și se omoară concurența. În continuare, suntem cu un singur operator de salubrizare. Cum rezolvăm partea de concurență? Din păcate, din păcate, da. Instanța s-a pronunțat asupra faptului că există un singur operator și a dat dreptate operatorului. A spus că are dreptul la această exclusivitate. Este o decizie a instanței, nu avem cum să nu o respectăm fiind decizia instanței. Și au... Vom rezolva la noua licitație, dar și legea impune în acest moment ca pentru o anumită zonă, e adevărat că putem defini zonele, operatorul are dreptul la exclusivitate. Și în acest moment Supercom are exclusivitate pe veci și pe sectorul 2? Are dreptul la exclusivitate. Legea conferă acest drept și instanța spune că și pe contractul vechi are acest drept de exclusivitate. Și nu mai au loc alți operatori de salubritate. Ei sunt pe viață pe sectorul 2. Nu pe viață, ci concurența se manifestă la momentul licitației. Deci când se face licitație, atunci poate să câștige altcineva. Nu e obligatoriu să câștige Supercom. Deci practic când se încheie o licitație, iese un singur câștigător. Da. Și acela este pe o perioadă de câți ani? Pe perioada, este un contract de delegare de gestiune, poate să fie în principiu 2 sau 4 ani, s-a încercat și mai mult, 5-7 ani. E o discuție destul de tehnică care duce și la o discuție de costuri. Adică în momentul în care vine un operator de salubritate, el trebuie să facă o investiție, să spun, în mașini de gunoi, da, care se amortizează, dacă se amortizează în 4 ani, atunci costul pentru populație este mai mare, că el trebuie să-și recupereze banii mai repede. Dacă se amortizează în 7 ani, costul pentru populație este mai mic, că el își va recupera investiția inițială în mai mult timp. Deci e o discuție tehnică și destul de lungă. N-aș vrea să o avem acum. În acest moment nu știu exact dacă e prevăzut amortizarea și pe câți ani este, dar în principiu aceste lucruri se manifestă la licitație. Licitația din acest moment este pentru 7 ani. N-avem 25 ca la alte sectoare. Deci Supercomul are dreptul 7 ani, deci până... Nu, Supercomul nu are dreptul. Viitorul câștigător al licitației, care poate să fie Supercom sau poate să fie altcineva. Da, dar în acest moment Supercomul este. Este, dar Supercomul nu rămâne 7 ani. Și asta vă întreb. E practic, deci tribunalul i-a dat dreptate Supercomului. Și cât timp va fi Supercomul în baza acestei decizii a tribunalului? Supercomul va fi până la finalizarea licitației și selectarea unui câștigător, plus încă 135 de zile, dacă nu mă înșel. Deci câștigă
Da, poate să câștige tot Supercomul, dacă câștigă Supercomul va fi pentru încă 7 ani. Dacă câștigă altcineva, atunci Supercomul va mai presta servicii din până la 135 de zile după câștigarea definitivă de către altcineva a acestui contract. Am înțeles. Deci, practic, nu vom mai avea, cum a fost până la această nefericită taxă de habitat, nu vom mai avea 3-4 operatori de salubrizare în același timp care să acționeze pe sectorul 2 și cu care să putem negocia noi, asociații de proprietari, niște tarife și niște servicii mai bune. Mi-ar fi plăcut să putem face acest lucru, dar legea salubrității a schimbat treaba asta. Am înțeles. Bine, vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu. Domnul Răzvan Gavril. Bună seara, domnul primar. Bună seara tuturor, mă auziți? Eu reprezint o asociație de proprietari mai micuță și am o întrebare legată de tariful ăsta volumetric al gunoiului. Noi, deși avem pubele, cred că de 240 de litri, dacă nu mă înșel, până acum am funcționat fără probleme cu Supercomul, doar plasând saci într-o zonă de lângă bloc. Dânșii veneau cu mașina și ridicau saci fără nicio problemă. Cu noile contracte vom avea vreo limitare din punctul ăsta de vedere sau putem să ne desfășurăm tot așa? Pentru că efectiv nu avem posibilitatea să scoatem pubelele în stradă, să le lăsăm acolo până sunt descărcate și apoi să le băgăm înapoi în ghenă. Păi și gunoiul menajer cum îl gestionați? Deci tot gunoiul este scos în saci. Avem saci pentru gunoi menajer și saci pentru gunoiul reciclabil, cei galbeni. Și pentru menajer, negri, fără să facem mizerie sau ceva pe trotuar sau pe lângă bloc, evident. Dar de asta zic, am funcționat fără probleme așa și funcționăm în continuare așa. Și vreau să vă întreb dacă vedeți sau întrevedeți o problemă cu noile contracte. Dacă or să ne oblige să scoatem pubele, că vor dânsi numai pubele. Nu vor dânsi numai pubele, ei vor cât mai simplu, va trebui să găsiți un volum pe care să-l contractați. Da, asta cred că va fi destul de simplu, știm exact ce volum au sacii, cât sunt de plin, nu cred că va fi o problemă asta, estimăm un volum realist. Nu, veți face contract pe volum, da. Și pentru menajer și pentru fracție uscată. Am înțeles, atunci ar trebui să fie în regulă. Mai am o întrebare legată de timpul sau intervalul la care putem reevalua bilateral contractele acestea. Dacă constatăm că, nu știu, am semnat contractul pentru prea multă cantitate de gunoi sau prea puțină, la cât timp sau cât de des putem ajusta? La lunar. Lunar. Am înțeles. Știți cumva dacă primăria sectorului 2 a fost implicată în vreun mod la acest contract cadru pe care îl vom avea noi sau... În principiu sunt interesat dacă vom primi niște rapoarte legate de ridicările de gunoi care se vor face. Adică luna asta s-au ridicat, nu știu, 20 de bubele sau 40 de saci sau etc. Să comparăm puțin realitatea versus termenii din contract. Dânsii bănuiesc că își notează mașina, șoferul sau angajații. Dânsii bănuiesc că le e mai simplu să nu-și noteze, că de-aia au luat taxă pe persoană. De-aia se plătește la persoană, ca să nu-și noteze nimic. Că e foarte simplu. Când spui că sunt X persoane și le mulțești cu o sumă, nu mai trebuie să-ți notezi nimic, nu mai trebuie să știi ce fracție umedă, ce fracție uscată, trebuie să știi la depozitare. Dar nu știu la modul teritorial cum ar trebui să știm cu toții. Va fi un proces prin care se va întâmpla acest lucru și sper eu că la un moment dat vom reuși să transparentizăm, o să vedem și cu GDPR-ul dacă putem face publice astfel de date, că s-ar putea să fie date cu caracter personal, cât gunoi generează fiecare casă, de exemplu. S-ar putea ca unii să nu-și dorească să se cunoască acest lucru public, să nu se facă acest lucru public, dar da, și eu îmi doresc să avem o trasabilitate mult mai bună a gunoaielor și a deșeurilor. Cum și cum sunt ele gestionate. Și mi-aș dori ca aceste lucruri să fie nu publice, dar să fie disponibile primăriei într-un mod centralizat.
Am înțeles, da, și noi ne dorim lucrul ăsta ca să putem înțelege argumentele când avem de negociat contractele, fie plus, fie minus. Fără rapoartele astea o să fie cam... Păi o să știți și dumneavoastră, când treceți pe com, o să știți câte pubele sunt și dumneavoastră veți încheia contract pe ele, adică dumneavoastră veți ști mult mai bine decât primăria. Da, am înțeles. Și ultimul punct, legat de taxa de salubritate pentru cei fără contract. Mie personal mi se pare destul de mică, 21 de lei sau 20 de lei cât e relativ mică. Eu am făcut un calcul, în exemplu, asociației noastre și până în 2019 era acel tarif de 9 lei 57 sau cât era, aproape 10 lei. Și acum, cu noile tarife pe care le discutăm aici, am făcut un calcul foarte estimativ așa și ar fi undeva, cel puțin în cazul nostru, la 8-9 lei pe persoană. Volumul împărțit la toți făcătoare. Media e pe la 12, să știți. Am înțeles. Chiar și așa, ideea era că această taxă de salubritate... Asta e foarte important. Mă scuzați că vă întrerup aici, dar vreau să punctez ceva extraordinar de important. Vrem să bonificăm pe cei care fac colectare separată. Cine face colectare separată va plăti mai puțin. Cine nu, va plăti mai mult. Și e important ca toată lumea să înțeleagă acest lucru. Da. Pentru noi e clar că treaba asta ne-am și apucat de ceva timp să exercițiul ăsta, chiar dacă acum avem taxa asta de... la DVPL. Eu vreau să vă zic de taxa de salubrizare pentru cei fără contract, dacă aveți în plan să o măriți mai mult de atât. Adică chiar să fie o chestie, un spin în coastă a celor care n-au contract, pentru că s-ar putea de fapt ea să reflecte mai mult sau mai puțin realitatea a celor fără contract. Poate chiar atât consumă dacă ar avea contract. Adică nu e atât de deranjant, să zic. Ar trebui să fie o chestie, nu știu, 50 de lei sau 100 de lei, să nu existe. Da, orice fel de altfel de taxă este destul de serios reglementată de către legea salubrizării și va trebui să o fundamentăm foarte, foarte bine. Noi ne dorim să actualizăm studiul de oportunitate pe care se bazează strategia de salubritate a sectorului, ținând cont de faptul că taxa de habitat a fost anulată în instanță și că acum o lună am primit motivarea și studiul de oportunitate vorbea foarte mult de această taxă de habitat, ne dorim actualizarea acestui studiu de oportunitate. Odată cu actualizarea studiului de oportunitate, probabil de acolo vom trage și concluziile referitoare la cât ar trebui să fie această taxă. Nu putem să o punem din pix, cât vrea primarul sau altcineva, nu putem să facem acest lucru în afara legii. Deci ne gândim da la actualizarea ei, dar nu vă pot spune dacă va fi în plus sau în minus. Și vă invit să fiți un pic pe scaunul de primar, să vedeți ce frumos, ce mesaje frumoase primiți când spuneți că vreți să faceți mai mare această taxă. O să vedeți. Da, eu vă cred. Intenția a fost una bună, nu să facem revoluție în sector. Ok, asta a fost tot din partea mea. Mulțumesc tare mult pentru lămurire o seară. Mulțumesc mult și eu. Domnul Daniel Ioniță. Domnule primar. Da, bună ziua, vă aud acum. Dumneavoastră aveți observații ce privește tarifele propuse de Supercom? Sau da, altcineva din primărie, consilieri? Sau le-ați acceptat deja și săptămâna viitoare, am înțeles, sau săptămâna aceasta va fi o hotărâre prin care se vor aproba? Primele tarife pe care le-am primit au fost acum 5 luni. Da. Erau 950 de lei pe tonă pentru fracția umedă. Acum am ajuns la 950 cu tot cu TVA. Acum am ajuns la 650, deci au scăzut cu 33%. Am avut observații, le-am transmis Supercom, s-au actualizat tarifele în urma acestor observații. Varianta propusă acum, cred eu că este una similară cu context, nu similară, una care ține cont de contextul în care ne aflăm acum. Și contextul în care ne aflăm acum ține cont de multe lucruri. De faptul că au crescut foarte mult tarifele la depozitare, foarte mult. E o problemă generală a Bucureștiului.
aceea că nu mai are unde să depoziteze, sau mă rog, e mult mai scump să depoziteze unde depozitează acum. Sunt câțiva pași făcuți de către primarul general și de către Consiliul General. Vor mai fi pași făcuți. Am mâine o întâlnire cu domnul primar general pe această temă, dar costurile la depozitare sunt foarte, foarte mari. Sunt 280 de lei plus TVA doar depozitarea, nu colectarea și transportul și sortarea, alte lucruri care intră acolo. Ca să răspund scurt la întrebarea dumneavoastră, am avut sesizări, le-am transmis operatorului, au fost discuții până acum. Este o variantă pe care am fost pregătit să o supun dezbaterii publice, adică am fost suficient de încrezător în ea cât să o supun dezbaterii publice și în urma sugestiilor și a dumneavoastră să pot să, sper eu, să cer votul Consiliului Local. Bun. Mulțumesc mult. Domnul Ștefan. Bună seara, încă o dată am mai fost. Înțeleg că se dorește colectare selectivă și înțeleg că unele blocuri deja o fac. Bănuiesc că dumneavoastră deja v-ați pus în discuție și vă gândiți că s-ar putea ca multe persoane, apartamente, asociații să încurajeze colectarea selectivă. Numai că ce facem cu cei care aruncă în zona de fracție uscată ce n-ar trebui să arunce? Ce face operatorul? Că el se va confrunta cu, nu știu, dejeuri menajere în fracția umedă, în fracția uscată. Avem mai multe lucruri. Dacă se întâmplă într-un mod, să zic așa, rezonabil, aceste lucruri vor dispărea la sortare, că de asta avem și o procedură de sortare. Dacă în mod consistent oamenilor nu le pasă cum aruncă deșeurile, de asta avem un alt tarif, care este tariful 3 de colectare, transport și depozitare a deșeurilor depuse necorespunzător. Care după aceea se va aplica asociațiilor. Da, se aplică asociații. Dar sigur există niște marje între nu ne pasă deloc și facem colectare perfectă, există niște marje pe care le vom gestiona de-a lungul timpului și o să bine, vedem. Eu de ce am intervenit? Pentru că colectarea selectivă la carte, trebuie spălată sticla de ulei, trebuie spălată sticla de lapte, nu o să se întâmple în prima fază, vă dați seama. Nu că sunt eu gică contra, dar așa se va întâmpla. Păi, tocmai de-aia și spun că nu vorbim doar de colectare separată 100%, într-adevăr așa ar trebui făcut, dar, sau mă rog, așa ar fi cel mai bine pentru colectarea ambalajelor. Nu știu dacă așa ar trebui făcut. Aici intervin eu și văd... Și presate, atenție, adică sunt multe lucruri. Dar noi știu, intervin cu antevorbitorii că clar taxa va încuraja taxa mai mare pentru cei care fac versus cei care nu fac ceea ce le cereți dumneavoastră ca primar, va fi influențată dacă se va face sau nu. Eu înțeleg că ăștia sunt primii pași, numai că, într-adevăr, sunt probleme foarte mari că noi ca... Eu zic acum, mă refer la președinții de bloc care se implică și care vor, ei fac hârtii, afișe, anunțuri, dar nu sunt cu tentă oficială. Sunt ca și cum eu aș vrea ca tu să colectezi selectiv. Vor eu îți spun cu să pui... oficială. Vă garantez eu, primăria se va implica inclusiv cu afișe și operatorul se va implica cu afișe. Am discutat mai devreme că sunt prevăzute în costuri. Știu, dar vreau să vă spun ceva. Trăim mai mult de un an și ceva cu pandemia asta și cu situația și eu ca președinte am primit de 3 ori până acum mesaj de la primărie cum că poliția locală îmi va livra fel de fel de afișe pentru pandemie și credeți-mă că n-am primit nimic. Când am sunat către poliția locală, mi s-a spus că da, vor veni, dar nu știu cu ce. Eu îmi dau seama de situație și că dumneavoastră e greu să puneți toate rotițele într-un an de zile în mișcare. Vă felicit pentru tot ceea ce faceți, dar ușor, ușor sper să le punem în 8 ani de zile în mișcare, că eu nu vă doresc un mandat. Mulțumesc tare mult! Da, repet, și operatorul trebuie să facă aceste eforturi și primăria trebuie să facă aceste eforturi.
Și poliția locală va face aceste eforturi, dar atenție că vom avea și o direcție de mediu care va face aceste eforturi. Da, sunt oameni care vor trebui să facă aceste lucruri. Ușor, ușor schimbăm și mentalitățile și sunt convins că și primăria va face mai mult. E foarte greu de schimbat peste noapte cu totul modul în care se făceau treburile, dar eu spun că pas cu pas mergem într-o direcție bună. Mulțumesc. Mulțumesc mult. Domnul Dumitru Manea. Vorbim cu toții de transparență, dar se pare că Supercomul nu prea ține seama de acest lucru. Nu știu dacă sunteți la curent cu faptul că site-ul Supercom nu funcționează de, cred că de mai bine de un an. Deci dacă încerci să intri pe site-ul operatorului, un operator care totuși are o cifră de afaceri considerabilă, vei constata că nu au site. Deci nu poți să găsești niciun fel de informație. Unde să dai telefon, unde să faci o reclamație, unde să trimiți un e-mail. Ceea ce mi se pare absolut... Aveți dreptate, știu aceste lucruri. E important ca ei să-și facă acest site și pentru a face mult mai ușor de înțeles și contractele, și tarifele, și programele, că este important ca Supercom să afișeze pentru sectorul 2, care sunt programele de ridicare. În acest moment nu afișează. Deci au de făcut mai multe lucruri. Un site simplu cu un telefon e ușor de făcut, dar le-am cerut mult mai mult să facă niște lucruri care sunt absolut normale și care, dar, trebuie să se întâmple. Trebuie făcut neapărat. Cum vom putea încheia contractele online dacă ei nici măcar nu au un site în care... Probabil printr-un e-mail. Aici e mai simplu, că ei spun trimiteți pe e-mail, se rezolvă pe e-mail, ceea ce... Pe care e-mail dacă site-ul nu funcționează și nu poți să afli nicio informație despre Supercom? Un alt aspect care nu are legătură cu... O platformă. Deci, v-aș invita într-o dimineață să treceți pe șoseaua Andronache, unde locuiesc, la o oră 9-10 dimineața, după ce trec doamnele care mătură trotoarele, și o să constatați că în jurul tuturor pomilor, unde există și un mic spațiu verde, rămâne plin de gunoi. Eu am sesizat acest aspect și telefonic la Supercom, am vorbit și cu doamnele care mătură și mi-au spus că ăla este domeniu public și ele nu fac curat pe domeniu public, fac numai pe trotuar. Deci în jurul pomilor, pe spațiu verde, rămân în continuare tot felul de deșeuri și de... Deci practic acolo nu se face curățenie. Degeaba mătură trotuarul dacă pe spațiu verde de în jurul pomului rămân în continuare crengi, sticle, hârtii și așa mai departe. Chiar vă rog să trimiteți pe cineva să verifice pe șoseaua Andronache și o să vedeți ce este în jurul fiecărui pom de pe șoseaua Andronache unde există un spațiu verde. O să trec să verific, dar asta este pentru curățenia căilor publice, nu pentru tarifele de deșeuri menajere, dar promit să trec pe acolo. Nu e prima dată când aud așa ceva. E adevărat că e una din problemele cele mai spinoase de rezolvat, pentru că există acest ping-pong care se poate juca între operatorul de salubritate și operatorul și ADP. ADP-ul dă de pe spațiu verde, de pe trotuar și invers, Supercomul de pe trotuar pe spațiu verde. Și întotdeauna, nu știu, nu e vina conducerii, că sunt oamenii ca din stradă care fac acest lucru. E o problemă spinoasă de rezolvat, dar o să trec să vedem, poate găsim o soluție la control și verificare și la ADP, dar și la Supercom. Eu nu am văzut niciodată nicio mașină de la ADP care să vină și să ridice acele deșeuri de în jurul pomilor. Deci absolut niciodată. Am înțeles. Vă mulțumesc. Bine, mulțumesc și eu. Dacă nu mai sunt întrebări,
Bun, vă mulțumesc foarte mult în acest caz. O să avem un proces verbal al acestei ședințe. O să fac, dacă sper că toată lumea este de acord, ca măcar inițialele să apară, ca să apară public acest proces verbal, că ședința a fost publică. Joi, sper să votăm în ședință de Consiliu Local o variantă de tarife. Vă mulțumesc! Seara bună!